Aflată în fața unui proces de divorț, Catrinel Sandu a luat o decizie majoră în ceea ce privește căminul conjugal. După ce a aflat că fostul ei soț s-a mutat deja cu amanta, vedeta a decis să părăsească vila din Florida, acolo unde a locuit mai bine de 10 ani, alături de Gabi Trifu și cele două fiice ale lor. Iată, vorbim de Catrinel, a format un cuplu frumos cu Gabi, ba chiar a renunțat la televiziune ca să-și urmeze soțul în America. Au fost fericiți vreo 10 ani de zile, până când, știm cu toții, Gabi ar fi înșelat-o cu cea mai bună prietenă. Măi, Raru, îmi place că se pun probleme deștepte aici ca dovadă. Domnule, Trifu, tenismenul frumușel, ar trebui să-și consideră încărcată conștiința nu numai pentru faptul că a fost fustangiu, s-a dus după una mai tânără, dar a umblat grav la destinul lui Catrinel. Catrinel, pentru măritișul cu el și plecarea în Florida, cariera, a lăsat o carieră că era pe ecrane. Da, eu sunt convins că i-a încercat, înainte să publice anunțul pe Facebook, a încercat timp de un an de zile să salveze căsnicia, dar probabil omul n-a mai fost de întors. Femeia l-a schimbat atât de tare. N-a mai fost de întors, iar... Adică nu văd, spun cu asta pentru că nu văd pe Catrinel luând așa o decizie radicală, mai ales că a fost înțeleaptă un an de zile, considerând că să fie un bufeu de îndrăgostire care să-i treacă. Numai că lui Trifu, tenismenul, nu i-a prea trecut, pentru că se dovedește că noua parteneră e o femeie autoritară, care, după părerea mea, a făcut și un gest cinic și cai, să-i zicem, chiar de țoapă, că a pus mâna pe telefon și i-a dat mamei copiii telefon și i-a spus: băi, nu mai ești solistă în cearceafurii clară, cu bărbată, tu sunt eu. Este experiența pe care... experiența peste care va trece foarte greu Catrinel. Și să nu uităm că cu mulți ani înainte ea a mai trecut printr-o astfel de experiență. Chiar ea a declarat la Antena Star, să, dacă nu mă înșel, în relația cu Lucian Viziru pe care a avut-o. Și atunci a declarat că el i-a fost infidel. Și să nu uităm totodată că această vilă a fost luată cu credit, a costat foarte, foarte mult. 10 ani a locuit acolo împreună cu fiicele și cu Gabi Trifu, iar o prietenă de ei spune că ultimul lan s-a transformat din cele mai frumoase amintiri în cel mai groaznic coșmar din viața ei. Deci doar ea știe ce se întâmplă acolo și ce e în sufletul ei. Și dacă a trecut peste. În momentul în care bărbatul cu care ai doi copii răsăriți ceva, că au câțiva anișori, și un an de zile știi că atunci când iese pe ușă bărbatul, ești caragioasă să-i urezi succes în ce faci azi în meserie, știind că ăla se duce să se pupe cu alta. Ce credeți că va face Catrinel Națuțu? Credeți că se va reîntoarce în țara ei? Credeți că bine, se va reapuca de televiziune? Apropo de asta, știți că a apărut să răzvonuri săptămâna trecută. Cred că Gabi o vrea înapoi. Iată, se pare că lucrurile nu stau deloc așa și că Gabi s-ar fi mutat deja din E cât se poate conjugală. De serios. Iubita. Da, nu știu cum, probabil.